Am am fost în postul Paștilor, am fost în 40 de zile rugăciune, spovedanie, împărtășanie. N-am ținut săptămâna trecută, tocmai că era săptămâna mare, săptămâna neagră, și n-am ținut conferința de presă, așa am considerat că nu e nici momentul să spunem ceva. În momentul să ne încărcăm negativ. Am fost în uniune cu Dumnezeu, în iertare, în împăcare cu dușmanii. S-a terminat. Am intrat în săptămâna luminată, săptămâna adevărului. În urmă, lucrurile trebuie spuse. Nu cu patimă, nu cu supărare, dar trebuie spuse. Le-am ținut anumite informații le primisem dân, ceva din, cred că până aprilie, 7 a 4. Da, eram în perioada ce nu avea sens să dezgropăm lucruri care nu și aveau rost. Adi sau adeiu pentru apă curată, pentru sănătate curată sau ceva de genul ăsta, Cotărâri luate după în 2014 după în septembrie până în prezent sunt nule. Există o adresă și o întâmpinare la tribunal făcută de către primăria Giurgiu vis-a-vis -vis de legalitatea actelor realizate și întocmite de către patru membri ai ADI-ului în septembrie 2 în august septembrie 2014, președinte domnul Beianu, la vremea respectivă învățase după domnul Iliescu că dacă e șef, toți ceilalți trebuie să se subordoneze, dărâmăm, facem tot, nu ne ținem cont de nimic. Și au făcut cam ce au vrut. O să vină și o vreme a plății, pentru că atunci când ei decizii Abuzând de puterea care o ai, s-ar putea să fie interpretate altfel. Dacă aceale, acele decizii au uh, creat unele prejudicii, au creat efecte negative. Și tot ce s-a întâmplat din august 2000. 14, adică extinderea ADI-ului prin cooptarea 27 de noi primării. Buget, plan de investiții, lucrări care s-au făcut în această perioadă, lucrări de contate, salarii de contate, sunt nelegale. Mie îmi pare rău că o parte din primare au fost ademeniți de către Beanu la vremea respectivă și prin acceptarea sau primirea noua de IU, dumnealor au crezut că vor câștiga capital politic. Faptul că Beanu nu l-a și nu le-a făcut președinte în calitate de președinte al ADI-ului, nu le-a făcut legal și corect, a atras această anulare în instanță a tuturor actelor, actelor subsidiare, acelui act și actelor subsidiare până la momentul respectiv. Și acum am să vă citesc. Bine, este prima instanță, instanța de fond. Urmează apelul. Eu m-aș bucura să câștige adeu acel apel și să uh, poate să meargă în continuare această investiție în apă, canal, în, munii în județ, dar văzând datele cum s-au făcut, eu cred că nu au nicio șansă. Da. Undeva intervine prezumția de nevinovăție. Și acum spunem fel, între unitate administrativă municipiu Giurgiu, în calitate de reclamant, și părât ADI, sănătate asigurată prin apă curată Giurgiu. Și se spune aici tipul soluției, admite cererea, formulată de reclamantă, primăria Giurgiu, astfel cum a fost completată și precizată împotriva părâtului. Anulează hotărârea numărul 6 din 23-a 23.9 -a privind aprobarea extinderei asociației prin cooptarea de noi membri și, totodată, dispune anularea actelor adiționale numărul 2, autentificate în ianuarie 2015, la birou notarial uh, privind modificările intervenite la statutul și actul com, uh, constitutiv al ADI-ului, cu apel în 30 de zile și așa s-a scris istoria. Haideți să vedem despre ce e vorba. La mapă aveți, v-am pregătit, o să scanăm și o să punem și în format electronic, dar ultimele concluzii scrise din martie ale primăriei, în care spune că pentru cooptarea de noi membri erau necesari conform statutului în vigoare. Pentru că noi discutăm de un statut și un act constitutiv făcut din șase unități administrativ-teritoriale, cinci primării plus Consiliul Județean, care sunt, eu știu, care erau, au fost membrii fondatori ai ADI-ului, și în acel statut spunea că deciziile se iau cu majoritate absolută, adică 100% că să discutăm de extindere, că discutăm de orice altceva, deciziile se iau cu majoritate absolută. Ori la vremea respectivă s-au luat doar cu patru majoritate simplă, cu patru primării din șase. Și aici spunea, pentru cooptarea de noi membri, la data adoptării hotărârii valabile, erau prevederile din statutul din 2007. Astfel că nu se puteau încheia Acte adiționale și modificare de statut decât cu acceptul și aprobarea tuturor membrilor. La ședința din septembrie nu au fost prezenți decât patru membri din șase. Primăria Giurgiu și Primăria Ghim, uh, Mihăilești nu a fost prezent. Asta înseamnă că nu se puteau lua decizii majore, decizii majore însemnând și modificarea actului constitutiv și primirea de noi membri. Și tot ceea ce înseamnă de aici încolo, aprobarea planului de investiții, aprobarea bugetului, decât cu majoritate absolută, adică 100%. Mergând pe cale de consecință, odată cu extinderea ADI-ului, în luna ianuarie s-a autentificat un act adițional în care se modifică statutul. ADI-ului, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare, Sănătate prin Apă Curată, de la 6 persoane la 32 de 6 unități, la 32 de unități, incluzim primii 6 plus încă 27 de noi membri, pentru că unul s-a retras din cauza aceasta. În acel moment, noi am contestat. Se vede pe actul depus că nu s-a semnat decât de către patru entități, Consiliul Județean, Primăria Bolentin Vale, Primăria Bolentin Dean și Slobozia. Toate celelalte nu au fost de acord, adică municipiul Giurgiu și Mihăilești. Și acel act nu putea fi legalizat. Pentru că el activa în baza a contractului de asociere și a statutului vechi din 2007, cu majoritate absolută. Deci, da, din acel moment se putea face. Ei au interpretat o hotărâre de guvern care spuneau că hotărârile în cadrul uh, adi se pot lua și cu majoritate simplă. Deci, da, dar nu modificarea de statut. În acest moment, ce consecințe? Financiare, pentru că discutăm totul să discută de consecințe financiare. Tot bugetul ADI-ului în acel moment este atacat și devine nul. Toate cheltuielile, toate organigrama făcută și cheltuielile privind uh, uh, salarizarea persoanelor din ADI nu sunt legale. Deci, automat, acei bani fiind și bani publici, că au provenit din bani dați de către, ca și cotizație sau ca și donație de că, sau sprijin financiar de către, de, de către unitățile semnatare, mă refer Consiliul Județean și celelalte primării, cele cinci primării, automat fiind vorba de bani publici, s-au făcut nelegal. Mai e o problemă și nu ar vrea să o iau aici ca o chestie personală, dar inclusiv angajarea domnului Velicu ca director al ADI-ului și salarizarea dumnealui cu 4.000 de lei este nelegală în acest moment. Ce se va întâmpla? Nu știu. Vom vedea, pentru că deciziile au luat împreună. Văd că de la o vreme și domnul Beanu și domnul Velicu iau decizii împreună. Să duc împreună poliția la Consiliul Județean, la ADI-ul au fost împreună, împreună au stabilit bugetul, împreună și l-au cheltuit, este treaba dumnealor. Problema cea mai mare și banii cei mai mulți care vor avea sau, eu știu, ca decizia aceasta, dacă rămâne definitivă, vor crea repercursiuni enorme, este la primăria Malu. Primăria Malu a accesat pe baza extinderii ADI-ului, au accesat acel pe programul, pe postul de mediu, Vechiul post de mediu, din sumele rămase nefolosite, au accesat aproape 5 milioane de euro. Acești bani s-au accesat pe baza, în baza calității de membru în ADI. Ei, legal, toate primările și-au dat acceptul ca să intre în ADI, -ul, dar și-au dat acceptul primările care au intrat nelegal în ADI. -ul. Drept urmare, ne mai făcând parte acele primării din ADU, nici nu aveau dreptul pe care de consecințe nu mai aveau dreptul să mai accepte un nou membru. Primăria Malu. Și ce se va întâmpla? Nu știu. Se va judeca încă un an, dar după un an, cum vom ajunge? Acum o să vină și o să spună, vezi, Doamne, vezi, primarul Barbu, s-a pus contra să primim 95 de milioane de euro în județul Giurgiu, că sunt groparul dezvoltării comunelor. Da. Dacă banii aceia se iau nelegal, da. Prefer să spun că se iau nelegal decât să știu și să ascund o ilegalitate. Dar nu spune nimeni că datorită abuzului pe care l-au făcut cei din conducerea ADI-ului, și aici mă refer și la domnul Beanu, și la directorul de acolo, și la persoanele care au semnat acea extindere a ADI, știind că e nelegală. Păi noi ne îndreptăm asupra celui care constată greșeala și o arată că cineva a greșit și a comis o ilegalitate, adică noi ținem partea hoțului sau a celui care strigă hoțul. Eu asta încerc să spun. Dacă consideră dumnealor că decizia a fost bună, atunci da, pot să-mi asum acea răspundere că am blocat un proiect. Dar dacă instanța vine și spune că dumnealor, printr-un abuz în serviciu, au creat un prejudiciu statului sau au creat un prejudiciu unei entități sau chiar celor care gestionează fonduri europene, atunci cine e vinovatul? Cel care a demascat această ilegalitate sau cel care a făcut ilegalitatea? Vor fi, și mi-asum lucrul acesta, presiuni și din partea primarilor care erau în această extindere și care își văd prin aceste demersuri periclitate anumite investiții. Și iarăși, revin și spun când le atrăgeam atenția în septembrie, în octombrie, în noiembrie, și reprezentantul primăriei le spunea în ședințele Adi că este constituită nelegal, că fac un abuz și că ceea ce vor vota este în neconcordanță cu legea. Spuneau, nouă primarul să pune contra, vedeți, nu e la bunul, primarul e la rău. E uite că instanța acum stabilește că altul este vinovat. Și altul trebuie să răspundă, nu primarul Giurgiului. Și vom vedea ce se întâmplă. V-am pus la dispoziție și actul constitutiv, ca să vedeți despre ce e vorba și ce s-a votat, și ședința ADI-ului din data de 23 septembrie. Pentru că Aici sunt câteva puncte pe ordinea de zi. La vremea respectivă, toată lumea a zis că primarul e tâmpit. Că vezi, Doamne, nu s-a pus niciodată în discuție mărirea prețului la apa servis. Și că nu mărește nimeni prețul la apa servis. Că sunt niște vise de noapte zbuciumate ale primarului. Uite că nu e așa. Noi n-am avut acces la aceste documente. A trebuit să uh, sesizăm instituția prefectului să-i oblige să ne pună la dispoziție stenogramele ședințelor de AGA ale ADI-ului. Și în ședința AGA din 23 septembrie, la punctul, avea 4, 6 puncte pe ordinea de zi. Extinderea asociației, aprobarea listei de investiții prioritare, aprobarea avizului de principiu privind majorarea prețului la apă și tarifurile la canalizare. Și apoi reconfirmarea persoanelor din structura de conducere. Și la punctul 3, dați aici ce spune, aprobarea vizului de principiu. Președintele invită să ia cuvântul reprezentantul operatorului regional APA Service, domnul Preda, în calitate de invitat la ședință, care prezintă asociațiilor motivele care au condus la o majorare Total a prețului cu 1,11 lei pe metru cub, apă potabilă și apă uzată, de la 5,71 la 6,82 pe metru cub. Constatând că nu sunt solicitate alte precizări din partea asociațiilor, președintele, adică domnul Beianu, supune la vot aprobarea avizului de principiu privind majorarea prețului la apă și canalizare. În urma votului expinat a rezultat un număr de 4 voturi pentru, niciun vot împotrivă și niciun vot, nicio abținere, fiind proiectul fiind votat. Niciun vot împotrivă și nicio abținere, că au participat decât cele patru primării, trei plus Consiliul Județean. Giurgiu și Mihaileștiu n-au participat și nici n-au semnat și nici n-au fost de acord cu extindere și cu planul de investiții și cu modificarea statutului. Și-au dat seama ulterior, de deci au aprobat în adeiu, dar după aceea a obligat operatorul să nu majoreze prețul, că s-a apropiat campania de prezidențiale. Și vezi, doamne, era un motiv ca să atacăm noi această majorare, era un motiv ca să uh, arătăm primarilor că, uite, dumnealor măresc prețul la apă și la asta, să arătăm populației și, în acel moment, ce operatorul regional n-a ținut cont de acest aviză principiu. Dar, conform legislației, apa serviți putea modifica în secunda a doua acel preț. Și aceste date vi le-am pus la, la dispoziție, inclusiv vă spuneam modificarea statutului, actul constitutiv, dar o luăm de la zero și o să o luăm de la capăt. Întrebări. N-am să vă țin mult ca să ajungeți la conferința de presă a celor de la PNL. Cea de-a doua problemă, văd că nu sunt întrebări, liniștiți. Intrăm în campanie. Am intrat, deci. Am fost în precampanie. Mâine este ultima zi de precampanie, ultima noapte de precampanie, prima noapte de campanie. Uh, N-am vrut să spun prima noapte de război, că nu poți să, să pui pe același nivel campania cu un război. Va fi o confruntare de idei, va fi o confruntare. Păi, nu, că mai mult decât s-a spus până acum în precampanie, nu cred că mai au ce să spună. Până acum, iau și eu exemplul primarului de la București sau domnul Presus. Păi, în ziua de astăzi, dacă faci ceva, de ce faci? Dacă nu faci, de ce nu faci? Nu are sens să ne mai complicăm. E bine să faci, să rămână. Că de cântator să cânte tot timpul. Mă uitam ce frumos sunt pomii de pe șoseaua București cei de anul trecut. Ce țipete, ce bocitoare, ce jale. Mi-aduc aminte de melodie. Ce dor, ce cânt, ce jale. Ce se întâmplă cu pomii noștri? O frumusețe sunt. O frumusețe. Chiar s-au îmbrăcat atât de frumos și toți uniform și toți perfect. Îmi spunea primarul de la, de la Și domn primar. Păi asta credeți că dacă îi întrebam eu pe toți din sat, dacă vor canalizare la poartă sau dacă vor asta sau să le pun trandafir sau dacă nu mai făceam, nu facem. Da, am venit, am făcut, mi-am asumat, până la urmă au văzut că e bine și frumos și mi-au acceptat, mi acceptat toți. Mai e unul, doi care cântă pe acolo că nu-i plac lui că vrea alte narcise, la lele, nu știu, alte săgeți, alte lucruri puse la poartă. Dar, până la urmă, lucrurile bune au rămas. Același lucru cu mersul. Nu să merg cu caravana trece, nu, noi nu ne organizăm în caravană. Dacă ar fi să ne luăm după ce spun cei de la presa de dreapta, ar trebui ca șase luni înainte de alegeri să nu mai faci nimic să pleci în concediu, să pleci undeva, nu mai faci nimic, că nu are sens. Oricum, se va interpreta că facem campanie. La zilele orașului, dacă iese primarul și spune ceva, nu e meritul primarului, e meritul Consiliului Local care a aprobat, e meritul Centrului Cultural, meritul la toată lumea, primarul nu are nicio treabă. Dacă ar fi fost o seară urâtă și nu știu ce, primarul, vedeți ce urât a făcut, uite cine a venit, ia uite ce măscării ne-a adus, ia uite ce bâlci avem noi în centru orașului. La urmă oamenii au venit, au recunoscut că a fost un, un trei zile foarte frumoase în care chiar au beneficiat și de un spectacol pe măsură și vremea a ținut cu noi. Nici țânțarii n-au prea fost prea mulți așa. Asta este. Au mai fost câțiva, cât să nu te ia somnul așa la spectacol, dacă cumva. Dar în rest lucrurile au fost ok. Am avut o săptămână mare o săptămână a patimilor începută foarte bine să o trecere bruscă de la bucurie la eu știu patimă și la cele sfinte și mai spre partea sufletească așa o încărcare sufletească o încărcare energetică prin acea drum al crucii și la fel, au cântat unii că, vezi, Doamne, e blasfemie. Nu. Este ca un orice spectacol în care să ne transpună dintr-o stare de bucurie, într-o stare normală. Interanjează. Că, vezi, Doamne, suntem în campanie și își face primarul campanie și dumnealor nu poate să-și facă. Că de n-au umplut tot orașul de Benere și și-au pus toate toate ideile de campanie pe BNR. Nu trebuie să-mi fac pre-campanie. nu, ce să am, vrut să arăt că un primar în exercițiu face administrație. Nu campanie. Campanie o să ieșim să spunem acum în luna aceasta ce vreau să fac în perioada următoare dar să-mi umplu orașul iarăși de benere, să-mi pun benere peste benere, să spun ce? Același slogan. Da, da, păi da nu, dar nu are treabă. Eu le-am mai spus tuturor, nu e bucurie pentru mine. Atunci când pleci la un drum, când pleci la un drum, îți, asum asumi toate riscurile. Nu mergi să spui, aule, dacă se așează astrele așa sau dacă se așează așa. Nu, eu nu mi-am făcut niciodată probleme. Toți îmi spuneau, ce dacă o să fie două tururi, ce se întâmplă? Nu, voi merge oamenii și o să spun. Vreți un circ, cum a fost ultimele trei luni? O să alegeți Consiliul de un fel, primarul de altfel și în toate felurile. Vreți să fie liniște? și să aibă un primar, ăla pe care îl aleg, un mandat nu liniștit, un mandat în care poate să-și pună în aplicare ceea ce măsuri și-a stabilit și ce program și l-a stabilit și cu care a venit în fața oamenilor. Dacă faci lucrul ăsta, fă total. dă unui primar și Consiliu. Și după aia îl tragi la răspundere. Ai avut primăria. Ți-am dat toată încrederea noastră. Ai avut și Consiliu. Ți l-am dat și ți-a votat toate hotărârile. De ce n-ai făcut? N-ai fost în stare înseamnă. Dar când ai un primar independent și un consiliu format în 10 de stânga, 10 de dreapta și un independent care văzând că el trebuie să încline balanța în stânga și dreapta și a dat de emisia, despre ce vorbim? Despre un provizorat care a ținut, că a funcționat? Pot să spun că am avut un merit foarte mare să facă acel consiliu să funcționeze. Puteam să mă pun contra să merg cu PPDD-ul și cu candidatul independent și să am o majoritate fragilă în Consiliul Local. Și atunci cei 10 de la usl erau împotrivă. Și tot timpul erau împotrivă și împotrivă și împotrivă. Și ce rezolvăm cu asta? La vremea respectivă am stabilit clar. Un viceprimar va merge la uh, dreapta, un viceprimar va merge la stânga, la PPDD. Nici n-a crezut domnul Iliescu Lucian la vremea respectivă. A venit în ședință să se asigure că voi pune doi viceprimari aia care discutați în Și și n-am niciun problemă. Dacă ei s-au înțeles în trei consilieri că vor să meargă pe această direcție, ce rost are să mă pun eu cont? Și acum, în ultimele luni, și-au arătat fața. Cum nu vor? Am văzut un, ca acum trec de la un alt, am văzut la un contracandidat care n-a votat acest lucru, că și-a pus în programul de campanie să realizeze locuri de joacă la toate grădinițele în oraș. Alo. Păi s-a aprobat în Consiliu. E investiție. A fost gândit. Nu v-ați abținut, ca să nu spune că ați votat împotrivă să se facă. Și după aia ați venit și le-ați votat pentru. De ce? Ca să nu pot să le termin acum, vor fi începute, că sunt în licitații. Deci le-au trecut ca să fie așa, ca să vadă ce iubire de copii au. La fel, zilele trecute am deschis proiectul cu canalul Cam. Ne-am fi dorit să avem toate embarcațiunile. Ca așa trebuia să fie. În februarie am supus atenției Consiliului să ne aprobe regulamentul și programul de investiții. Și nu l-au aprobat, că n-au vrut să-l aprobe. Și în 7 martie noi nu mai puteam să dăm drumul la canalul Cama. Și n-am putut să facem licitație și n-am putut să achiziționăm și să le avem pe 2 mai, când ne stabilisem ca dată de recepție finală și punere în exploatare a acestei investiții, decât șapte embarcațiuni. De ce? Pentru că celelalte am pierdut o lună de zile. N-au votat în martie, au votat în aprilie. Bugetul și regulamentul. Și de-abia din aprilie am putut să dăm în procedura de licitație și de cumpărare a acestor embarcațiuni. Și câte au avut și oamenii care au câștigat pe stoc, ne-au dat două, trei din fiecare și asta este. Acum urmează până la sfârșitul lunii mai. De ce a trebuit? Că n-au vrut ei să termin. Că vezi, Doamne, treia să arate că ce catastrofă a creat inundația la canalul Cama și un proiect european s-a ales praf. Au venit oamenii și au văzut și o să vină și în zilele următoare și o să vadă că e un proiect viabil, că e un proiect bun, că e un proiect pentru populație și că este un proiect finalizat. Nu ce au spus dumnealor. Și o să mai fie și o extindere a acestui proiect pe nou program și o să se mai dezvolte zona respectivă. La fel, sărbătorirea titlului. Mare noroc, astăzi am vrut să vă prezint, dar n a fost gata în rămarea. Avem pentru Consiliul Local, cei de la Astra ne-au pus la dispoziție un tricou cu toate semnăturile, un tricou de campioni, cu toate semnăturile jucătorilor care au fost la premiere. Vreo 24 de jucători au semnat pe acel tricou. L-am primit în cadrul oficial în seara când s-au mânat tricourile și l-am dat la înrămat, îl vom avea lângă câștigătoarea cupei, avem și tricoul de campioni. Eu zic că este o realizare, iar or să vină Cărcotașii, și cei din chibiții din Cijmigiu, să spună că n are niciun merit primarul. Ce? Lucrurile bune sunt ale galeriilor politice, nu sunt ale primarului. Că au ajuns să înceară socoteală cele două galerii, una lui Floricel și una lui Vladu. Ca așa le știe tot poporul din Giurgiu, două galerii, că asta are două galerii alu Floricel în dreapta, alu Vladul în stângă. Că asta este, au învățat, și, au învățat și ei ceva de la Lucian Iliescu să-și facă galerie, numai că nu l-au mai luat pe Prodan, l-au luat pe Dupir acum. Dupir care mare lider de sindicat școlit la Academia Prodan și care un an de zile de aici încolo are o interdicție pe stadion, el și încă vreo 2-3. Tot de la un meșcu din amă, s-au luat, au înjurat, s-au luat de Fete pe stadion, dă beți, mangă, și le-a dat jandarmeria interdicție un an de zile. Și transmisese pe, pe site-urile de socializare, vezi, Doamne, n-are ce căuta primarul la sărbătoarea lor a suporterilor în piață. Păi nu locul l-au stabilit cei de la sau suportorii. Un primar trebuie să gândească un pic ce se întâmplă. Să prevină anumite lucruri care se pot întâmpla într-un viitor apropiat. Știam că, o să, că avem șanse foarte mari ca luni să, la un egal sau o victorie asupra lui Dinamo, să fim campioni. Deja să discutase cu Liga, Liga era pregătită cu toată ceremonia la Giurgiu și așteptau meciul. Noi ne-am luat măsuri. Vineri ne-am întâlnit cu reprezentanții jandarmeriei cu reprezentanții poliției locale și ai circulației și am stabilit ca un loc de întâlnire. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, ce facem? Stabilim locuri aleatoriu până în oraș, fiecare să oprește sau stabilim un loc organizat în care putem să-l închidem, putem să-l securizăm și să creăm o zonă în care suporta ei să se bucure fără să creeze disfuncționalități în oraș. Și am căzut de comun acord ca locul cel mai bun să fie la teatru. În față pe esplanada de la teatru. Se putea închide, cum efectiv s-a întâmplat, accesul în piață, toate celelalte străzi se puteau închide, nu mai intrau cu mijloace de transport, cu o zi înainte am luat măsuri să nu mai parcheze uh, cetățenii în zona respectivă, deci măsuri de siguranță. Și le-am anunțat că așa e normal, nu ca să-și facă primarul campanie sau să iasă în piață să facă baie de mulțime. Nici de cum, nici în mintea mea n-aveam, pentru că lucrurile astea se interpretează cum să interpretau și ajungem la un alt punct, că așa e legislația în ziua de astăzi sau anumite decizii ale DNA-ului care te fac să nu mai iei decizii care trebuiau legale, corecte, normale, într-o societate normală și să te ascunzi așa după garduri, că, că câștigi capital politic, capital electoral. Trept urmare, nu mă mergeam, oricum nu mergeam în piața acolo, că știam că or, o să fie și o altă ceremonie oficială de prezentare a echipei într-un cadru oficial, cu toți cei care au susținut și au ajutat această echipă și nu era nevoie să fac baie de mulțime. De altfel s-a și întâmplat. Dar nicio problemă. Și, și acum venim și arătăm că nu are niciun merit primăria. Dacă stăm să ne gândim un pic, când a venit echipa la Giurgiu? Septembrie 2012. Și a numit Astra și meritul are domnul Lucian Iescu major. Și dacă țineți minte, la gala Astralilor în 2014, când am fost premiat, premiul meu l-am cedat domnul Iescu pentru că dânsul a avut inițiativa și dânsul a purtat discuția cu domnul Ioan Nicolae de a aduce echipa la Giurgiu. Dar de aici încolo, de când am devenit primar și tot ce a însemnat uh, decizia și aprobarea în consiliu a modernizării stadionului Marina Anastasovici de către Ioan Nicolae în cadrul acelui contract de asociere în care primăria nu plătea nimic, dar în cheltuielile de întreținere se deduceau din contribuția noastră făcând posibilă ca această echipă să joace pe stadionul primăriei, pe stadionul municipalității și nu să-și construiască un alt stadion, au plecat din mandatul meu. Și pot să spun că, într-un cadru destul de public, domnul Ioan Nicolae a recunoscut că a rezolvat într-un timp scurt mult mai multe lucruri cu acest primar independent și fără nicio obligație de orice altă natură al lui Ioan Nicolae în mandatul meu. Pentru că mi-am dorit legal să sprijinim această echipă. Nu am investit bani, nu am dat bani negri, nu am dat bani fără transparență. Noi am întreținut baza primăriei, dându-i posibilitatea acestui investitor care a investit aproape 1 milioane de euro în stadionul primăriei să-și recupereze această investiție folosind acest teren gratuit. Iar noi să ne deducem cota noastră de 50% din cheltuielile anuale care le facem pentru întreținerea bazei. ce mai mult? Baza va rămâne a primăriei. Baza este a primăriei. Nu este a lui Ioan Nicolae, este făcută pe domeniul public al municipalității. Rămâne a primăriei, rămâne a municipalității. Au doar drept de folosință, dar au avut acești jucători, această echipă, au avut condiții bune de antrenament, condiții bune de meci, condiții bune de recuperare și aici a fost implicarea. Cred că suntem singura primărie din țară care a realizat acest tip de parteneriat. Toate primăriile au găsit și alte forme de premiere a jucătorilor, a antrenorilor și, bineînțeles, că toți dau cu subsenatul, au, au devenit scriitori că mai făcea cineva o glumă și zice de ce scriu în detenție atât de mult? Păi vin din faza aia de cercetare în care au tot scris, au tot scris și a dat drumul la mână. Și când ajung, în, sunt obișnuiți, când ajung dincolo încep să scrie instant, așa că sunt obișnuiți din faza de cercetare. Bine, glumim și nu e o glumă bună pentru mulți care sunt acolo, dar nu avem probleme de genul acesta. Și vreau să stea liniștiți, să nu-și facă atât de multe uh, griji și că vezi, Doamne, bântuie de ne la noi vizavi de aceste investiții și aceste, această implicare în activitate sportivă. Nu e numai atât echipa de fotbal. Noi avem și alte rezultate în perioada aceasta. Că n-am făcut noi din în țară armăsar, n-am ieșit pe televiziune să găsim o mărgică și să o facem dita mai palatul. Nu. Să ne lăudăm cu ea, uite ce mărgică am făcut noi candidatul nostru ce mărgic a făcut și hai să ieșim pe presa candidatului ca să îi spunem lucrul acesta. Nu. Suntem pe primul loc în divizia D cu CSM Dunărea Giurgiu. Nu e ușor. Și numai cu tineri din Giurgiu. Nu le-am permis nici să achiziționeze jucători de valoare, nici să ia pe nu știu cine să-l plătim nu știu cum, nici să facem, nu, am zis pe piniere proprie. Cu cei din Giurgiu și atât. Și n-au cheltuit mulți bani. Avem o pepiniere de tineri, de copii și tineri foarte bună. Și la cum să discută în momentul acesta, deja se caută soluție de a se construi într-o anumită zonă un campus pentru sportivi al clubului Astra, ca să aducă și fotbaliștii la Giurgiu, să aducă și tineretul și copiii tot la Giurgiu. Noi avem un plan de investiții ca stadionul, Marina, în stadionul Dunărea prin CSM Dunărea Giurgiu, să-l transformăm într-un stadion cu gazon artificial. Nu avem ce să-i mai facem la acel gazon, el a fost pe o zonă de umplutură, de deci trebuie scavat un metru și mai pus un metru de pământ pe toată suprafața, adică 7.000 de metri cubi de pământ. E greu să aduci pământ bun, 7.000 de metri cubi, să închizi tot acolo. La fel, avem calificat în divizia cei de la tenis de masă. Avem premii foarte multe și la atletism, avem premii foarte multe la secție nouă încreată de uh, lupte greco-romane. Cam toate grupele gru 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 și toate secțiile din cadrul CSM Dunărea Giurgiu au rezultat. La terminarea anului competițional, 2015-2016 în vară, vom face o evaluare cu cei de la conducerea clubului, Secțiile care au avut rezultate vor primi bani suplimentari pentru susținerea performanței, secțiile care au fost la limită vor primi acelea sume, secțiile care n-au excelat și n-au avut rezultate, vom diminua acele sume, pentru că mi se pare normal atunci când investești bani publici să investești în valoare și nu doar să-și ia cineva salariul de acolo sau să-și facă campanie electorală vis-a-vis -vis de implicarea în activitatea sportivă. Întrebări? Deci cheltuielile cu întreținerea bazei sportive, și mă refer doar baza de la Marina Anastasovici, și tot ceea ce ține de salarii, pază. Sumele sunt între 12, 14, 16 miliarde de bani vechi. 1 milion pe an. E pe lună. Ăsta e tot bugetul primăriei, n-ai minte. Deci nu. Cheltuiel mare aveam cu energia electrică. Aici avem nocturna, dar aveam instalația de degivrare. Și acea instalație de degivrare a gazonului este o instalație, o capilaritate din firișoare mici în curent de joasă, intens, de joasă tensiune, care atunci când temperatura exterioară scade sub plus 5 grade, pornește automat și asigură un microclimat al gazonului. Deci ăla nu îngheață, mai pe românește. Nu îngheață și nu se deteriorează gazonul. De aceea, după 3 ani și jumate, avem un gazon ne apropiem de 4 ani în septembrie, avem aproape cel mai bun gazon din țară. Pot să spun, au jucat echipe mari și au spus că nici la echipe de notorietate în Europa nu au gazonul acesta. Și e gazon de aproape patru ani. Dar îl întreținem, îl reparăm, când apar probleme, eu știu, vreo boală sau ceva, să repară pe locuri scurte, nu stăm să-l vopsim, nu stăm să-l peticim, îl reparăm unde e nevoie, acolo unde impune și realizăm. avem. Asta înseamnă cel mai mult. Faptul că atunci când am dat drumul, plăteam mai mult în primii an, în primul an, pentru că energia electrică o cumpăram foarte scump. Acum, cumpărând energia ieftin, automat și aceste costuri au scăzut. Dar aici ne, cam 800-600, acum plătim, plăteam 800 un miliard pe lună în lunile de iarnă energie electrică. Acum ne ducem pe la 600-650 de milioane. Și salariații, curățenia, curățenia de dinainte, curățenia de după, Că de, Giurgiuveanu nu-l scos din ale lui. Nu dă 5 lei pe un bilet la... Sau îi se pare scump un bilet la peluză 5 lei, dar trei pungi de semințe sunt oricum. Sau fac parte din prețul biletului. Altă întrebare? O singură problemă mai am. Cuțâțare am rezolvat, intru în campanie, ok. Vom avea o ședință de Consiliu săptămâna viitoare, joi, pe data de 14, dacă nu mă înșel, suntem joi. Cred, nu știu în ce dată suntem joi, parcă pe 14. 12, dacă ziceți voi. 5 și cu 7, 12, da. Pe 12 vom avea ședință de Consiliu, ordinară. Sper să fie responsabil măcar de data aceasta. Și-au văzut locul pe listă, nu mai au de ce, nu mai au orgolii, nu mai au de ce să mai facă. Va fi o ședință de la adiotu. Nici nu știu nimic să spun. Pe curând s-au rămas bun. A apărut numai tu la adiotul. Asta este cena cu flacăra. Vă spuneam că cârcotașii au apărut în orice și o să închei cu ce am început. Și dacă faci, de ce faci? Și dacă nu faci, de ce nu faci? Am adoptat o altă măsură privind stropirea aeriană la țânțari. Faptul că realizăm acest lucru cu o lună și ceva mai devreme decât orice altă perioadă a anului din anii trecuți. Faptul că anul acesta a fost un an mai diferit. Temperaturi de 32-34 de grade la începutul aprilie. Inundații în luna martie și cu depășirea cotelor Dunării și inundarea ostroavelor a, a insulelor, a peninsulelor, Mocanu, Mocănașu, Araua, Dunării, Camică, care a creat, au creat bălți, lacuri și căldura foarte mare a fost propice pentru mulțirea țânțarilor. Au venit, am avut la început jumatea lunii aprilie, când în alte luni poate aveam zăpada mieilor, am avut o invazie de țânțari, mari, negri, fioroși. E greu să anunț să vii repede și să poți să-i stârpești imediat. Și eu mi-aș fi dorit, dar trebuie să respectăm legea. Legea licitațiilor publice, legea anunțării, legea care te obligă să anunți cu 10 zile înainte toți crescătorii de albine, să nu poți să faci. Eu aș fi putut să o dau imiac, în erau înainte de zile orașului, dar trebuia să aștept 10 zile. Pe 18, pe 17, 16, 17 au apărut în țarii, pe 18 luni am anunțat în presă și am publicat, am curcat pe site-ul primăriei, pe 28 era prima zi când puteam să facem. Am avut noroc că au fost 3 zile, 4 de soare dar s-a anunțat seră, deci noi am început miercuri, să a anunțat se vineri ploaie. Și ce facem? Ce facem? Adoptăm altă măsură. În discuții și cu firma care a câștigat, ne-au spus că s-ar preta în această perioadă nu adoptarea soluției pe care noi o foloseam an de an cu ultra V sau nu știu cum, UV, nu știu cum, adică o pulverizare foarte fină în atmosferă, la o înălțime de 120-150 de metri, în care această uh, perdea foarte fină, uh, avea uh, timp de remanență de 48 de ore. Deci, în 48 de ore nu trebuia să bată vântul și nu trebuia să fie nici foarte cald, dar nici să plouă, pentru că ea rămânea în atmosferă ca și suspensie ca și, eu știu, fum în atmosferă timp de 48 de ore. Ori tot ce prindea, inclusiv că erau până iarbă, că erau până pom, că erau ascunși după frunze, în atmosferă, după aceea să intrau în, în contact cu atmosfera terestră, cu atmosfera la nivelul solului și mureau toți în 48 de ore. Au spus că teama este ca peste două zile să plouă și acest lucru să fie egal cu zero. Și au adoptat o altă tactică. Au stropit cu jet. Dacă ați observat să vedea exact cum stropesc, eu știu, recoltele, cum stopește grâul, stru... cu jet puternic. Impactul era. Deci, formula era la impact. Acum. Deci, în momentul în care cădea aceste pelicule, aceste picături de substanță, intrau automat în contact cu tot ce era, s-au dat târziu, se târziu și a coborât la 60 de metri. Dacă ați observat de data aceasta, avionul era foarte jos. Coborând jos, tot ce a fost de la 60 de metri în jos, n-am mai arătat nimic. Au căzut. Drept urmare, a doua zi n-am avut sățari. Eu am fost pe stadion, credeți-mă că mă tot uitam, echipa a fost, l-am trimis pe George Pălălău, mergi la antrenamentul de sâmbătă al echipei și stai pe stadion să vezi la 8, avem sățari, nu avem țânțari, dacă nu o atacăm și la sol, că nu mai avem importanță, acum trebuie să ne bucurăm, nu mai avem de ce să creăm condiții doar pentru noi, iar pentru Steaua totul să fie dușman se cu două săptămâni înainte, ne-am rezolvat treaba, așa că n-a mai fost nevoie. Am adoptat o altă tactică și rezultatul a fost bun. Mai sunt țânțari? Nu? Iar ce au mai rămas, sigur, au înghețat de fric și ploaie, s-au încheiat. Intrăm în campanie fără țânțari, șoseaua București frumoasă, ies și înflorești trandafirii, și să știți că i-am pus în florești doar câte trei, câte trei, câte trei, câte trei. <laughs> Astea sunt. Așa am vorbit cu ei. Păi n-ați țineți minte că de anul trecut în floreau la lele câte trei, câte trei. Ma Acum... Întrebări? Vine blaga la George. Da, nu, eu... Da, dar vă spun un lucru. Haideți să vă spun un lucru. Uh... Și repet o Eram pregătit pentru, și pentru, cel puțin eu eram pregătit și pentru două tururi. Nu aveam nici cel mai mic uh, impediment. Pentru că dacă pleci la un război, pleci într-o competiție și încerci să te legi de toate lucrurile, fără să fii deschis și să zici, bă, m-am dus pe drumul ăsta, ăla e drumul meu, trebuie să câștig primăria, să-mi continui proiectele, să fiu primar, să pot să-mi duc la bun sfârșit tot ce am gândit. Păi dacă mergem că, leu stai așa să se așeze alea, să se așeze alea, să ne înțelegem trei, de ce avem 11 candidați, că era bine să avem decât doi, ne supărăm pe ceilalți că eram prieteni și acum candidezi împotriva mea, că de ce a mai venit și ăla candidat. E clar, tot barbuie de vină că el i-a stabilit pe toți. Comunitatea de romi e împărțită în trei, în patru, și ai lor cu ai lor, unii cu romii lor, alții cu romii altora, alții cu finii altora, alții cu nas și altora, toată lumea numai. Deci, piața e liberă. Candidează cine dorește, nu avem decât vreo șapte consilieri independenți, nou primar de partide și trei independenți, nu, doi independenți, doi independenți, Crăcea și cu Budurul. A, trei independenți, că e și pe Gheorghe Gușă. Păi deja vorbea lumea până oraș. Era o coadă pe la bănci. Păi atâția candidați tot să, să, aibă mandatari financiar, trebuie să-și deschidă conturi. Să înghesuiseră în, mâine ultima zi. Să buluciseră toți pe acolo. Trebuie să-și deschidă. Mai glumim. Nu ca ironie, mai glumim așa.